avioane, elicoptere și multe alte aparate ce aparțin Muzeului Aviației Române au putut fi vizitate sâmbătă, începând cu ora 18, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2017. Suntem pe un tărâm plin de istorie. Aici au zburat avioanele care au apărat Bucureștiul împotriva formațiunilor americane care bombardau Ploieștiul. Merită să îi punem la loc de cinste pe toți înaintașii noștri. Dar sunt unii ași aviației care trebuie să-i scoatem la lumină. Și pe acest, în acest loc găsiți istorie multă. Aviație, radiolocație, artilerie antiaeriană. Sunt bucuros când văd copiii cum radiază de bucurie, când văd exponate care în altă parte n-au unde să le vadă. Până acum m-a impresionat cel mai mult avioanele supersonice, avioanele care lansează bombe și elicopterele. Muzeul, din câte văd eu, e mare. Da, am ce vedea într-o seară. Când eram mic, am fost foarte pasionat de trenuri, apoi au venit mașinile și apoi avioanele. Pentru că avioanele mi se par cele mai interesante aparate de zburat. Noi aici suntem într-o zonă istorică, pentru că acum 100 de ani, 101 ani, când România a intrat în primul război mondial, aici s-a înființat un aerodrom militar, aerodromul militar Pipera. Fiecare muzeu în dreptul lui își face datoria. Noi, fiind Muzeul Aviației, oferim informații și promovăm acele evenimente din trecut care au legătură cu aviația. Ei bine, acum 85 de ani, o româncă, Smaranda Brescu, a doborât recordul mondial la saltul cu parașuta. Ea a devenit cea mai importantă sportivă a României de atunci și una dintre cele mai importante din lume. Eu sunt mai degrabă pasionată de meseria care, nu știu, include și avioane. Adică stewardesă sau ceva în domeniul ăsta. Este o bază bună, adică măcar să te interesezi, nu știu, în domeniul în care vrea să lucrezi, să ai niște baze. Păi nu e prima oară când vin aici la muzeu, am mai venit de câteva ori. Păi am văzut ce văd de obicei, multe avioane. Și ce pot zic, mă bucur că de data asta am văzut că le-au mai curățat. Aviația e una din pasiunile mele și na, mai ales MIG-ul, fiind avionul țării noastre, MIG-ul a fost pasiunea mea de mic și vin aici să mă uit la el, să-l ating, să fiu lângă el. Chiar îmi plac avioanele așa și am vrut să văd cum arată în realitate și sunt foarte impresionată și de mărime și de arhitectura lor. De când eram mic vreau să fiu astronaut, să am de-a face cu navele spațiale, cu avioanele, cu tot ce ține de zbor. E a doua oară când vin, așa acum când mă uit la MIG-ul 29 și când îl văd cât e de mare, mă impresionează foarte mult. Neața cu Răzvan și Dani,